A cunoaște arta acvaristicii este la fel cum ai cunoaște o părticică din tainele de mii de ani ale apelor. Designul corect al colțului dumneavoastră acvaristic vă va ajuta să oferiți locuinței stil și eleganță. Vă propun în minutele ce urmează să aflăm câteva secrete. Acvariul este singura modalitate de a simți marea în propriul spațiu. Acesta vă poate oferi un efect maxim vizual, o relaxare pe măsură, culoare și lumină. Pentru a oferi mai multă viață locuinței, optați pentru un acvariu în culori vii. În primul rând, trebuie să știți că un acvariu plantat are nevoie de substrat. Substratul se plantează pe fundul acvariului și principalul său rol este cel de suport pentru plante. Puteți alege între plantele naturale sau cele artificiale. Substratul ar trebui să aibă o grosime de circa 5 cm, pentru a permite rădăcinilor plantelor să se dezvolte în voie. Aici se acumulează resturile de mâncare și excrementele de pești, care joacă rol de nutrienți pentru plante. Ошибка многих, кто укладывает грунт, укладывать его ровным слоем. И, значит, есть такие рекомендации в дизайне аквариума, чтобы грунт ложился от переднего стекла, то есть был наклон. К заднему он дает объем, и при этом передняя часть, она не такая широкая, и на себя не оттягивает внимание. După ce ați amplasat substratul de pietriș, urmează să turnați apa, care trebuie neapărat să fie declorată și se umple 70% din suprafața acvariului. Pentru a oferi acvariului dumneavoastră cât mai multă naturalețe, specialiștii recomandă să utilizați elemente de decor care se găsesc în natură, iar în natură principalele elemente sunt plantele, pietrele și lemnul. De aceea și în acvariul nostru putem aranja diferite pietre, să formăm grote sau pereți care să dea peștilor senzația de siguranță. Un pește care nu are plante sau diferite elemente de decor după care să se poată ascunde, e un pește stresat care se poate îmbolnăvi ușor. Первоначально мы ищем один самый большой и главный камень, которого будем, значит, уже укладывать все остальные. Значит, структура, ну, предполагает не только величину, но и определенную структуру и рисунок. То есть ищем самый интересный, ну, вариант. Понятно, что это будет более объемно и интересно, да? Вот. Поэтому в данном случае композицию я хочу акцентировать, то есть этот камень в центр устанавливаю. Вариантов, в общем-то, несколько. Вот, ну, в данном случае в таком аквариуме можно было или от угла идти, то есть главный камень, допустим, расположить в угол, а дальше уже располагать более мелкие камни или центр. După ce ați amplasat elementul cel mai important, puteți alege și alte pietre de dimensiuni mai mici. Acestea trebuie amplasate în funcție de poziția plantelor. Imediat sunt amplasate și plantele. Deoarece este decorat un acvariu pentru peșteșorul de aur, specialistul a optat pentru plantele artificiale. Dar, totuși, este bine să fie alese culori cât mai naturale ale plantelor. Planta care are cea mai mare înălțime este bine să o amplasați în colțul unde va fi filtrul, pentru a-l camufla. Посадки растений, что живых, что искусственных, есть определенные правила, которые тоже позволяют создать определенный объем. Это расположение более высоких растений на задний план и, соответственно, меньше по размеру уже идут вперед. Pentru a oferi un contrast mai dinamic, puteți amplasa și o plantă de altă culoare, roșie de exemplu. Să știți că plantele sunt cea mai importantă componentă de decor și cea mai frumoasă deopotrivă. Următorul pas în decorarea acvariului dumneavoastră este instalarea sistemului ce va asigura peșteșorul de aur cu oxigen și căldură. După ce ați instalat toate cele necesare, urmează să umpleți acvariul cu apă și să conectați instalațiile. Și iată momentul culminant. Peșteșorul de aur este eliberat într-un spațiu frumos amenajat, numai bun pentru a avea un habitat confortabil creșterii. Și da, vă mai puteți spune încă o dorință. Главное, чтобы не было температурного шока. Но в данном случае вода одинаковая температура. Schimbarea apei este recomandată o dată la 2 săptămâni,
dar nu mai mult de 30% din volumul apei, pentru a-l menține curat, dar și pentru a nu dăuna biosistemului chimic care s-a format în acest biotop acvaristic. În Republica Moldova, domeniul acvaristicii este abia în dezvoltare. Asta chiar dacă în anii 80, pe teritoriul țării noastre, specialiștii creșteau și dezvoltau mai bine de 100 de specii de pești. Acum numărul lor s-a redus la circa 60. Dacă vă gândiți să creați un design neobișnuit pentru acvariul dumneavoastră și aveți nevoie de sfaturile unui specialist, să știți că acestea vă pot costa în jur de 1000 de lei pentru un acvariu de 200 de litri. Atenție însă, costurile utilajului nu sunt incluse.